Apocalipsa lui Ioan, capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul Cortului Mărturiei, și din Templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii erau îmbrăcați în in curat, strălucitor și erau încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.